miezul unei clipe de primăvară, vreau să vin mai aproape de tine, ca să-ți spun că ești un zbor spre infinit, o melodie de aripi neterminată, un pas desculț pe o palmă fierbinte. Ești un zâmbet pierdut în râsul de copil, tu, femeie. De fapt, suntem deriga firului de ață din fiecare lanț făcut din doi. E greu cu noi, femeile, în viață, dar e și imposibil fără noi. Noi, bărbații de lume, recunoaștem acest lucru și în semn de respect și dragoste vă oferim o floare și un sărut dulce. Mersi! Îți mulțumesc în suflet, Liviu! Urmați-ne exemplu! Putem vorbi despre copilărie fără tine, femeie, fără tine, mamă. Noi, cei care încercăm să vă aducem pentru câteva clipe în lumea copilăriei, vă zicem un sincer mulțumesc pentru că existați. Mai frumoasă decât floarea, doar femeia poate fi. Și mai dulce decât soția, nu știu dacă s-ar găsi o altă ființă, susține primul nostru invitat. El s-a născut la Corleteni Râșcani, dar și-a făcut studiile tocmai la Moscova. A absolvit școala teatrală Șciuchin. Este actor, a participat la fondarea teatrului Eugen Ionescu, timp de 7 ani a fost director la Moldova Film, iar astăzi este director general al Departamentului de Cinematografie. Soția dumnealui Ludmila este stilist și astăzi îi aplaudăm cu drag. Valentin Todercan împreună cu soția Ludmila! Seara. Ne-ați făcut o plăcere deosebită să veniți astăzi la noi pentru câteva clipe în lumea copilăriei, mai ales într-o zi deosebită. Astăzi e 8 martie și e o sărbătoare. Bine ați venit! Mulțumesc! Să rămână doamna Ludmila! Bună seara, stimați spectatori! Vreau să felicit în primul rând femeile cu sărbătoarea lor, cu această zi. Vă doresc să fiți frumoase și iubite! Vă mulțumim din suflet! Care canapea vă place mai mult? Verde! Așa și știam! Așa, dar vă veți numi echipa verde, vă faceți comod! Mersi! Cel mai bun prieten pentru al doilea invitat este fiica Laura. Ea a crescut în culisele teatrului, a fost educată între spectacole și repetiții. Probabil anume de asta nu a dorit să devină actriță. Ea a devenit jurist și probabil are tot dreptul să judece ce scrie și ce joacă tatăl ei, pentru că tatăl ei este un actor cu renume. S-a născut în satul Cotiujenii Mari, Soroca. Vroia să devină polițist, stomatolog, pilot, dar a ales teatrul, pentru că astfel poate fi oricine atunci când dorește. S-a lansat în spectacolul Steaua fără nume, dar a devenit o stea cu renume. A scris 5 cărți de proză, 13 piese. Acum o scrie pe a 14-a ca să scape de numărul acesta ghinionist. A realizat 2 filme. Astăzi este artist al poporului și vreau să-l aplaudați pe Gheorghe Urschi, împreună cu fiica Laura. Bună seara! Bună seara! Vă așteptăm cu drag! Bine ați venit! Bine m-am găsit. Sunteți pregătiți să intrați în paradisul nostru? Treci între noi, te rog. Așa a spus că e bine să ne centralizăm. Cu cea mai mare plăcere. Te rog. Cea mai mare plăcere. Bună seara. Da. Vreau să încep cu o declarație. Vă spun în modul cel mai franc. Nu am privit nicio emisiune, dar am auzit foarte mult despre acest show. Și dacă cu permanentele mele plecări n-am avut ocazia să văd măcar o emisiune, am venit astăzi barem să stric una.
Să știți că nu o să vă reușească. Mă voi strădui. Da? Ce ziceți, fraților? Îi permitem să ne strice show-ul, nu? Canapeaua galbenă este pentru voi. Vă veți numi de acum încolo echipa galbenă. Vom vedea ce urmează după publicitate. Lumea copilor, la bani luminașul. Îți dorești o vacanță de neuitat? Crista Sam te invită să descoperi lumea. Ofertele din vara aceasta sunt cu adevărat uimitoare. Vrei la munte, la mare? Nu uita! Pentru a fi pretutindeni, e de ajuns să fii la Crista Sam. Noștri, primul concurs. De acest concurs se tem toți invitații noștri. Le pare că este cel mai complicat. Să vedem cum o să vă descurcați dumneavoastră. Niște copii de la ecran explică un cuvânt, așa cum îl înțeleg ei, dumneavoastră trebuie să vă dați seama despre ce a fost vorba. Și dacă ghiciți din prima etapă, obțineți 2 puncte. Dacă din a doua, doar 1 punct, pentru că a doua e mai simplă. Așadar, primul cuvânt pentru echipa galbenă. Atenție la ecran! Care îi bat pe oameni și urc în mașină și dușe. Acum credeți, la noi în țară sunt mult. Sunt, bunica mi-a zis că mi-a ia una la grădiniță. Atunci, odată, noaptea, atunci era un dum stricat. Nu când mama mergea odată noaptea, i-a apucat așa de gât și i-a rupt una. Ea nu vedea, dar cu odată i-a părut, nu știu ce, și i-a rupt și i-a stat la spital. Cât feluri? 100.000. Și își fac cât mai mult și pe urmă un pum-pum cu pistoletul poliția. Iată. Cum îți dai seama că el e? Dacă are mască de asta, îl recunosc. Eu ne-o pus ca și ta, pum-pum, el pru-pru și moare. Dar dacă n-are mască, poți să-ți dai seama că omul ăsta e? Nu. Deloc? Dacă e scurt, are fulan. Eu pot să-mi dau seama dacă spune. Hai vină cu mine. Ca să-ți dau o bumbonic sau o ciocolată, eu recunosc. Visat că mergem noaptea ca să cumpăr pâine. Și sora mea o ce? A luat-o. Serios? A zis vină să-ți dau o bumbonică? Uh-huh. Dar tu cum ai alergat repede? Da. Dar a luat-o pe sora ta? A luat-o. Putem? A luat-o. Deci știi, o luat-o pe sora ta? Da, dar era numai un vis. Pe unde îi vedem noi? După hart, după gard, așa. După magazinul de bijuterii. Pune, ei băsel, vină și te dau o bombonic, eu recunosc. După gard. Urmă i-am dus înapoi acasă. Așa, deci copiii susțin că el îți dă bomboane, stă după gard. Ei sunt mulți, cam 100.000 de feluri și se mulțesc. Pentru că dau la bot și nu știu ce mai fac, deci încalcă ceva, eu ofer microfonul Laurei, ea e juristă, ea știe. S-o auzim pe Laura! Acum mai multe variante, presupun eu, infractor... bandit, criminal, terorist. Ne dați una finală, o variantă finală. Bandit. Așa, dar varianta echipei galbene este cuvântul bandit. Verificăm. Asta înseamnă cine fură mulți bani și bijuterii. Ești de acord, Marius? Da, dar încă fur copii când și pim noaptea, te acumatorii și apuc de bură și
Spune. Poți să-i dai drumul, eu sunt tata. Ta de mână, vă și vorbesc cu tine și ta. Pentru că îl fur, îl duci și-l pune în sac. Nene, care e rău. Dar unde l-ai văzut pe nene asta? Nu, afară. La voi afară? Da. Și ce făcea el? A făcut, a vasat apă. Dar de ce nimeni nu iubește? Că sunt răi, pot să omoare care îi iubesc, iată. El încet vine la om, pune mâna în buzunar, e cheie și discui pe la masă și pornești și duci. Dar când el și duci înainte, arma, tiu, el cu motor, fuu, și duci, și tiu, o să ne sună el, pirip și rept, fuge, zic, cu motor și cu nom. Mă, și asta a fost. Eu am visat. Și culc înapoi. El și urcă pe fereastră. Fereastră încuiată. El știe geamul. Eu în cioca știe geamul, toată steca e jos. Am văzut față de la fereastră, când fereastră e mare, așa e mare, atunci de afară ești mânier care se deschide, ori nu. De afară nu-i? Nu-i mânier. Nu, sigur că nu. Fură jucării, fură jucării în sac. Și pe urmă îi fură televizorul tău, cutie, pe urmă îi fură tot. Și eu am când și unde rămâne fără de nimic în casă. Spune, noi avem nevoie de... Nu. Dar ce să facem ca să nu mai existe? Să-i arestem. Dumnezeu și-i bat cu sabia lui ăsta rușitoară. Iată. Așadar, acum va fi mai simplu să vă dați seama, da? Ați fost foarte aproape. Să mă bată Dumnezeu, dar fără sabia lui strălucitare, că era vorba de hoț. Da, bravo! Așa este, a fost vorba despre hoț. Echipa galbenă are un punct. Felicitări! Acum, uitați-vă cât de încordați stau cei din echipa verde, pentru că au înțeles ce îi așteaptă. Da? S-au înverzit. Aveți posibilitatea să obțineți două puncte, dacă o să ghiciți din prima etapă. Da? Încercăm. Atenție, încercăm. Maximă, cuvântul pentru echipa verde. Ele n-au nicio culoare, ele nu-ți văd. Ele așa sunt rotunde, că țin acolo, așa niște încerculeți, țin toate de mânuță. Ca să nu se piardă. Dar tu ai spus că nu se văd, dar ai spus că se rotunde. După așa rotund, a făcut un cerculeț, dar nu se văd. Pe noapte, un coș așa mare. Și eu duș acolo. Plăcut, ele nu se văd. Ele așa stau, numai așa, fără culoare.